Obștea monahală de la mănăstirea Radu Negru din județul Ialomița a avut bucuria ca la sărbătoarea tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul să-l aibă în mijlocul ei pe preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Veche a Așezământului Monahal și a sfințit altarul de vară al mănăstirii. La slujba Sfintei Liturghii s-au rugat numeroși preoți, monahi și credincioși. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte episcop Vincențiu le-a vorbit celor prezenți despre Sfântul Ioan Botezătorul, despre misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o de a fi vestitor al venirii lui Hristos și despre modelul său de jertfă. Ioan a început să vestească: pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și mari mulțimi de evrei veneau la el, iar el îi boteza cu apă, spunându-le: cel care va veni după mine vă va boteza pe voi cu Duhul Sfânt și foc. La el a venit Mântuitorul să se boteze. Și deși Ioan s-a împotrivit spunând: eu am nevoie de botez la tine, Mântuitorul i-a cerut: lasă să se împlinească toată dreptatea. Și în momentul botezului în Iordan al Mântuitorului Iisus Hristos de către Ioan, a apărut teofania, epifania sau teofania, arătarea Sfintei Treimi și glas din cer spunând: eu sunt, acesta este Fiul cel meu cel iubit, pentru care bine am voit. La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a săvârșit parastasul pentru ctitorii și slujitorii așezământului monahal, adormiți în Domnul. Apoi, urmat de credincioși și de soborul de preoți și diaconi, preasfințitul părinte Vincențiu a mers în procesiune de la biserica veche a mănăstirii până la altarul de vară. Aici a oficiat slujba de sfințire acestuia și a troiței, care a fost ridicată în memoria eroilor din comuna Radu Negru.